Salutare și bine te-am găsit la noi emisie Meditații pentru Părinți. Alături de mine s-a reîntors actrița Ioana Ginghină. Bine ai revenit, draga mea! Bine v-am regăsit! Așa, îmi place să accentuăm bine v-am regăsit! Astăzi să știi că vorbim despre idei de pregătire și sărbătorire în familie. Le ador asta. Mă urăște inclusiv, cred că, copilul. De ce? Bănuiesc că îmi place să decorez. Sunt disperată după decorat. Poți să vii și la mine? Te rog, eu sunt antitalent? Nu, vorbesc serios. Da, să știi că și eu eram antitalent. Tu sunt antitalent, adică am două mâini stângi. Adică mă roagă copilul să facem lucruri și toate ies, adică sunt vis urât. Nu, acum la decorat am început să mă pricep, dar eu sunt la altele antitalent, la desenat, la de-astea. Da, deci încep de la 1 ianuarie. Uh-huh. Eu am o vorbă așa, că pe mine mă cheamă Ioana Andreea și eu zic așa că cu Sfântul Andrei încep sărbătorile de iarnă și cu Sfântul Ion se încheie și că eu sunt acolo, eu sunt Crăciunul. Păi dacă ești acolo, spune-mi atunci cum faci tu față la programul ăsta haotic de sărbători, de când începi practic să pregătești? De pe 1. De pe 1 decembrie? De pe 1, da, îmi place să-mi chemam și finuți. Și îmi place să-mi chem finuții. Ce drăguț. Adică și cu adulții, dar eu rămân cu ei, stau acolo, beau ceai, mm-hmm, cu cafele și eu cu copii. Bine, hai zi și tu, vin fiert. Ena. Așa. Și eu cu copii stăm și decorăm și ne împletim și ne jucăm și lipim pe pereți, mm-hmm, chestii care... Acum, ce-i drept că eu am avantajul unei case, finuții mei stau la bloc și atunci ei se bucură de faptul că putem face atâtea lucruri. Spune-mi, având în vedere că ți organizezi atât de bine casa și o decorezi, ați fost plecați de sărbători? Adică ți se întâmplă să fii genul ăla de om care îți decorezi foarte frumos casa doar să fie și să fie în spiritul Crăciunului, dar de fapt programul tău, al vostru, al familiei este cu totul și cu totul în altă parte. Nu, plecăm doar câteva zile la Sibiu la părinții mei. Și nu neapărat de Crăciun, uh-huh, adică s-ar putea, nu știu, pe un 27, ceva de genul. Și în restăm acasă, primim invitați, plecăm și noi invitați, dar în zona București-Ilfov. Ce-ți place cel mai mult să faci? Să le faci tu handmade de casă, să spunem așa, ca și decorațiuni? Sau sunt niște lucruri pe care le-ai cumpărat și ți le-ai foarte mult și an de an le... Eu așa fac, cel puțin, scot din cutii, an de an sunt acolo, buvnița. Deci fac și. Adică îmi fac și handmade. Uh-huh. Tot soiul de... Mă uit pe internet și găsesc tot soiul de coronițe, da, și... Mai ales acum de când fac și atelierele astea de la Mini Art Show, mi-au tot venit idei și pe, uh-huh, parcursul lucrului cu copii. Și ideea este că și cumpăr, dar, nu știu, de exemplu, anul trecut mi-am redecorat casa altfel față de cum a fost până anul trecut. Adică noi suntem de 5 ani, deci primii 3 ani au fost așa, al patrulea acum am schimbat, cred că tot făceam cu roșu și auriu. Uh-huh. Și anul trecut am schimbat pe alb, verde și roșu. Adică îmi place la un moment dat să zic, hai gata, hai să mai schimbăm. Când vă duceți voi să cumpărați bradul? Bradul nu-l cumpărăm, avem unul în grădină pe care îl împodobim natural și avem unul care an de an îl desfacem din cutie și îl montăm, că așa suntem mai ecologic. Foarte bine. Și atunci avem doi brazi, unul natural de lângă în grădină și îl împodobim și pe ăla și unul în casă. Dar bradul îl împodobesc la ultimul, adică undeva la pe 22, atunci îi vine rândul bradului. Și tot așa vă strângeți mulți, că tu știu că tu ai curte mare acolo. La brad să știi că nu mai strângem așa mulți. Eu vin că dacă mă chinui. Nu, dar de obicei este exact în buza Crăciunului. Mm-hmm. Și lumea este foarte agitată, foarte așa, pe 1 mai adun, știi că e 1, încă nu e nebunia, e și liber, că se dă liber de 1 decembrie și așa, dar atunci în buza sărbătorilor este nebunia, toată lumea e nebunită. Bine, asta pentru că punem noi presiune pe noi pe de altă parte, dacă am și să ne facem cumpărăturile din timp. Eu le fac și din și timp, eu da, la fel, nu mă duc atunci în perioada aia nebună nici să mă tai, nici pentru pâine nu mă duc. Eu mă bucur în perioada aia doar de luminițe. Și eu la fel, Zim puțin până se încheie emisiunea vis-a-vis de pregătirile care țin de partea culinară. Da, aici să știi că nu fac sarmalele, nu îmi place să le fac, deși sunt o bucătăreasă, nu îmi place să fac. Fac friptură, fac ciorbă, fac ce vrei tu, nu sarmale, n-am, uh-huh, răbdare. Și aici mă ajută mama sau mama, uh-huh, adică soacra, adică le clam două mame pentru mine, și când una, când alta, îmi trimit congelate. Ideea foarte tare. Le pun la fiert și cam astea sunt sarmalele mele de Crăciun. Dar în rest îmi place să am și salată băf și salată de vinete pe care le pun de cu toamna la congelat. Nu știu, tot soiul de salate pentru aperitiv, după care sarmalele date cadou, după care friptură. Și când n-ar zice nimeni, când te vede așa la panou, pe la petrecere de la revistă, n-ar spune nimeni că Ioana Ginghină stă și pune murături. Dar te-am văzut pe Instagram. Da, și zacuscă și
bulion. Da. Ba, cred că acum deja s-a obișnuit cu mine. Că... Dar tu le faci pe bune, nu le faci pentru poze, nu? Da, eu zic că tocmai că se vede în poze, că nu sunt, că n-o să n-arată chiar așa de bine. Îți mulțumesc tare mult, Ioana, că ai fost alături de mine la Uitații pentru Părinți. Te aștept și cu altă ocazie, tot aici, alături de mine, de mine, de mine, de mine, să vorbim. Îți mulțumesc mult de tot și ce să mai zic, gata, să încheiem vorba, pentru că trebuie să te duci acasă, ai dita mai casa de decorat. Da, așa e. Te îmbrățișez.